Bună ziua, dragi prieteni, bine v-am regăsit din nou pe canalul Papi de la Straia. Dragi prieteni, astăzi ne aflăm la noi acasă, unde avem un nou interviu de făcut pentru dumneavoastră. Eu unul sunt în depresie, două săptămâni, prieteni, am intrat în depresie. Da? Ca așa, dragi prieteni, două săptămâni de acum încolo, o să mă filmăm orice în depresie. Eu unul am plecat în depresie, zilele astea o să plec în pădure, o să dorm în pădure, fără telefon, mă duc să supraviețuiesc acolo, ca această femeie, cum o cheamă Marița, m-a distrus, m-a nenorocit. Ia uitați, atâta mizerie, uitați ce are prin curte. Am fost și eu plecat să-mi repar mașina, mi-am luat pesele, n-a gătit nimic, ia uitați ce are prin curte. Ia uite ce am aici. Ce e aici? Ia, ce e aici? Ia, aici? Ia. I-am făcut și ciorba. Ia să vedem ce e aici. Dragi prieteni, n-am mai filmat la această mâncare. Ia de lingura să văd ce e aici. Ia ce macaroni am aici. Îmi dai lingura? Eu vă cer lingura, tu îmi dai macaroni. Ia. Mă doare cap. Ia uitați. Ia uite ce am aici. Prieteni, mâncăm în depresie. Mâncăm, gătim în depresie tot. Mulțumesc. Mi-ai mulțumit, nu pot să mănânc în metal. Ridicăm aici. Așteptăm să facă la ele. Vă doresc poftă bună, prieteni. Vă aștept la masă pe toți prietenii mei depresivi. Om am prieten depresiv, o să aștept la masă. Eu am intrat în depresie. Două săptămâni până pe 15 august. A, uitați. Marița nu a spălat, uitați, muște pe masă, uitați aici, prieteni, facem vloguri pe depresie, orice, ne cere scuze de la voi, lucrătorul de 3 săptămâni ne spălat, de când ne-am dus la ultimul festival, mizerie pe jos, mă, hai lasă-mă cu talentele ăștia pe tine, iar nu vreau, uitați aici, a găsit o oală, o graniță de asta, deci, prieteni, ce să spun, sunt, nu știu, uite, am uitat cheița de la telefon. Așa, pierdu și amă, când o pierd, dar amă zici că eu am pierdut. Așa. Amă zici că unde mi-a fost cap. Da, uite, apă, când filmez și eu la vloguri, îmi dă drumul la robinetul ăla, tot timpul. Când ai zis că faci vlog în depresie, fă-i vlog în depresie. Hai, ia filmează mult. În stres, hai. Fă-i vlog în stres. În depresie. Masa. Dragi prieteni, ora este... Mi-ai luat și mie spray de muște, de două săptămâni cel de la tine. Această femeie este ora 5 pe 3 după amiaza. Mă, ce 3 după amiaza? Eu m-am dus după, pese, după alea la mașină. Eu mi-am făcut și un vlog. Uitați, nu las, nu mă lasă și pe mine să vorbesc deloc. Un știți unde am eu loc să vorbesc? În pădure. Acolo mă duc, îmi iau un prieten cu mine și ne ducem în pădure, ne luăm conserve și sos să supraviețuim acolo. Ca Einstein, ca noi, acolo ca... Acolo să te duci, în pădure să te duc. Acolo poți să zbieri, nu te mai aude nimeni. Eu nu zbier, tu. Ești urs și te aude. Ursul, da, mă aude. Urși, găverițele te aude. Greierii. Da. Iau. Mai șerpi ca oameni nu e nimeni. Filmează-mă și pe mine. Păi, vezi că am mâinile unde, imediat. Nu mi-a să mă spui bine. De-aia mă mulțumesc. Am pus căița la telefon, eu i-am făcut toate treburile lui Marița și ea nu mă ajută pe mine. Deci îi fac vlogurile ei, i-am schimbat cartela, i-am luat net, să aibă full net, full depresie. A, n-am uitat, prieteni, să vă zic pe canalul meu, n-am avut nici internet. I-am luat 3 zile fără internet. Are full net, are tot de plin. Haide să te filmez că și așa nu eu. Nu mai te scutura de mâini pe mine. Te scuturi de mâini plină de apă, nesimțit-o care ești, vorbesc acum urât pe vlog. Tu zici că am avut apă și tu când mi-ai sufrat apa în față, când?
acolo la festival, când era prieten, intrați pe TikTok-ul meu să vedeți ce mi-a făcut. Și apă ce-am umflat eu. Marița de la Straia pe TikTok. Și apă, mă. Când a băut din apă, mi-a suflat toată apa pe cine? Față din eu? Gura lui. Când? Da, tu și eu că mă scutură. Eram în depresie, eram în somn. Dar de ce ai făcut și alergie? Sunt în depresie. Ai grijă că am intrat în depresie. De-aia am zis, prieten, pe vlogul meu, să urmăriți vlogul meu, Marița nevoastră. Ia, mă văd, ia, filmează. Să urmăriți, prieten, să vedeți că chiar am zis că de ce nu mai merg săptămâna asta, nicăieri nu mai merg la festivale. Ia, cu depresivul acesta. E de. Uitați, prieten, cât un butoi de varză. Nu mai mă fac. Mă duc în pădure să supraviețuiesc 3 zile și 3 nopți. Îmi iau 5 conserve, 2 pâini. Trebuie să supraviețuiesc să mănânci ce e în pădure. De ce mai ții 5 conserve? Îmi trebuie la mine 5 conserve, 2 pâini și merg în pădure și stau 3 zile, îmi iau cortul cu mine sau îmi fac cort din ăla, din păpăruș, din zimă, din papură. Din papură, din frunze. Să nu mai văd pe această femeie, pe Marița. Nu mai pot să trăiesc cu acest domeniu ego cu ea. Uma macaroni, uma ciorbe, uma mâncăruri de astea, m-am săturat. Mai avem nevoie și de iarbă. Mai mâncăm și iarbă, și frunze, și ghindă. Porcii cum mănâncă ghindă în pădure și sunt sănătoși. Ververițele cum mănâncă castane și sunt sănătoase. Au dinții tari, mai tari ca ei noștri. Ce mănâncă că ververițele? Nuci. Ce mai mănâncă? Alune de pădure, mama, mâncau alune de pădure. Mai e puțin, vine 15 august, vine augustul, Sfânta Maria, vine recolta. Mă gândesc că eu nu pot să țin telefonul. Știu că rămân să-și fără aer. Ia să te pun între pie. Sunt dragă și mie, te rog, eu ți-am un suc. Ți-am luat înghețată mare, la caserolă de pepene. Vedeți, prieteni, eu vreau să mă ducă și pe mine la un ștrang, undeva, și el vrea să duc în pădure că a făcut depresie. Mă duc să văd cum vin de acolo. Mă năpustesc. Dragi prieteni, vă spun. Bine, să vă zic adevărul. Deci papi chiar are depresie. Deci că are o depresiuță micuță, nu chiar așa mare. Am intrat în depresie. Nu chiar mare rău. Aveți grijă că să ia, să transmite de la Marița la papi, de la papi la ursul, la ursul, la Georgiana, la toți. A plecat această depresie de la Marița. Doamne ferește, eu n-am depresie. Am căzut, am spart capul acum câțiva ani de zile și tot n-am rămas cu depresie. Da, nu mai știa cine sunt. Da, și m-a ajutat tata, doctorii, am avut pe tata, am băgat niște medicamente puternice și m-am salvat. Cine te-a salvat primul? Care primul? Ți-a adus aminte cum ce trei vezi. Da, când am căzut, atunci cine m-a salvat prima dată, când am căzut jos? Tu nu mai mă auzi, eram moartă de mult, Madalina mă auză. Când am căzut jos. Nu trebuia să te ridică de acolo, ghinionul ei, trebuia să te lasă să mori, ca să fie și ea fericită. Ce să fie și ea fericită? Vorbești acum de Madalina. Să urlă aia acum, că auzi că vorbești de ea. Și dacă aude că vorbești de ea, chiar vrea să mă duc la ea, la apartament, să-i duc o înghețată, să-i duc un suc. Din păcate nu mai e la apartament. Să-i duc o înghețată, un suc. Să mănâncă și ea o înghețată, un suc. De seară e să o aștept acolo jos. Unde e jos? Că nici nu știi brocul unde e. A, vine acolo, la parcare. A fost așa. Dar nu mi-aș spune că Madalina tot timpul, deci noi suntem, deci spune, noi suntem încertați cu Madalina, dar Madalina tot timpul când avem câte ceva, ea să ne sare în ajutor. Și mie și lui papi. Tu ai stricat de nebună. Eu n-am stricat-o, ea a stricat-o că a fost o nebună. Nu, n-am mai spune nebună. Tu ești nebună că ești geloasă. Tu vorbești altceva acum, tu scoți ceva din burtă acum. Era vorba de altceva, tu vorbești altceva. Era închei aici acest subiect, nu-i treaba noastră. Era vorba despre depresie de somn. Intru în optizare sător. Am devenit depresiv, mă duc în pădure. Prietenii, o să-mi filmăm de acolo din pădure. O să-mi filmăm. O să-mi fac o echipă de 4 oameni. O să-mi vreau Vlad,
și Tibi și încă mai cineva. Toți patru o să fim în pădure. Tibi din Spania, Vlad din Portugalia, eu din Strehaia și încă mai cineva din Belgia. Vă dați seama cum o să stăm noi toți patru în același timp în pădure din patru colțuri ale țării? N-a să vedeți voi așa ceva. Vlad să însoară. Cu cine? Cu nevastă sa, l-a pus naș pe Aline. Serios? Și eu o să fiu bucătar la multă. Mi-mi dă 2000 de euro. Vlad? Da. Ai pus-o? Eu crede că îi gătesc degeaba. De unde? Că eu nu îl gătesc la el degeaba. Nu mai gătesc degeaba. Haules, haules, money. La evenimente 2000 de euro, la cuzoa 100 de euro. Tot ce știi tu să faci? Sarmale și cartofi prăjiți. Da. Așa și grătara, atâta știi să faci. Aline, uite, deci tu la vlog 100 de euro pe zi te costă de acum, dacă vrei să mai vii la grătare la tine. Lasă că o să ne ia Alin Purcel să punem pe rotisor. Dacă ia Purcel 200 de euro să-i fac la proțap. Doamne, mă, pe căldura asta noi murim acum, adică. Nu pot să stau în căldură, dacă ia Purcel, mă ia depresia de ceapă și mănânc tot. Ia spune și tu la prietenii tăi, ce ai făcut la festival? La festival am făcut de toate. Păi tu în tot timpul tu nu povestești, tu nu arăți când te duci la festivale, păi, la tu nu arăți, de dacă arătam prieteni... Pusești pe vlogul ăla, pusești de doamna aia că ți-a adus o floare. Da, am zis, spune și pe vlogul ăsta, îi mulțumim foarte păi, mult. Nu e la început trebuia să spun. Dragi prieteni, poate ajunge și să uită atentă la acea doamnă de la care ne-a adus o floare pentru Mărița și a mâncat cu voci de la noi, îi mulțumim. Am spus că spune pe vloguri, am spus la sfârșit o să mai revin cu alt vlog mâine și o să arătăm și floarea și să faci. Am arătat-o pe vlogul meu, la dar început. Mai la mijloc așa, dar o să mai fac eu un vlog mâine. La mine mai facem unul nou, 100% garantat de mine, depresivă. Am transpirat unul mai mult. Deci așa, dragi prieteni, noi v-am zis așa cum v-am zis pe vlogul meu. Noi nu chiar avem timp să vă arătăm chiar totul. Noi dacă arătam câtă lume avem noi la coadă, la Gogoș, în fiecare zi când mergem în festivale, vai de mine, deci o să, cred că o să vedeți că nu are nimeni ce avem noi la Gogoș când mergem. Nu că ne laudăm sau că ceva. Noi toți când ajungem prin festivale, toți fac alergie când ne văd. Dar nu știu de ce fac alergie pe mine. Deja una a sărit să mă bată acum două zile. Când am dus la, să mă instalez acolo. Și era chiar o prietenă de-a noastră bună. Când m-a văzut, dar era și ea tău cu Gogoș era. Ascultă, hai. Prieteni, acest loc a fost pentru dumneavoastră câte minute am? Mai vorbește, de ce vorbesc eu și ți-e somn? Ai făcut în depresie? Câte minute am? Ai 13 minute, trebuie să mai faci. Vorbești tare, nu vorbi tare. Ce somn? Ești plictisit? M-am transpirat. Păi fă-i dumne vloguri, tu vrei să faci bani, dar vloguri nu faci, nu te filmezi, nu arăți viața ta personală. Nu îi spui la prietenii tăi viața ta reală, care e. Hai să spunem aici. Hai. Hai. Tu vrei să faci bani, dar nu știi cum. Hai să vă spun ceva, dragi prieteni, acum ia mâna de pe butoane. Dragi prieteni, cu privire cu... Da, poate-l vede și Alin. Prietene, Aline, îți mulțumesc că l-ai căutat pe acest bugătar, pe acel bugătar. Bugătarul ăla, fără bani nu vine. Acum vreau și eu. 6 luni am făcut serviciile gratis, prietene. Te-am servit, te-am făcut ca pe tatăl meu, așa, nu ca pe fratele meu. Cum serveam, așa, pam, 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 cu palimetri, tot, fără cash. Ce nu ți-a convenit la mine, ți-ai căutat alt bucătar. Acum, prieteni, să mă plătească pe fiecare zi. O zi de muncă este XL euro. 100 de euro. Da? O zi de muncă necalificată, nu de bucătar. Că de bucătar e mai scumpă. Înțelegeți? Să-ți fac purcelul la proțap, e 1000 euro trebuie să-mi dai. Să stau toată ziua în focul ăla lângă el. Să-ți fac acolo. Nu face purcerul cât face proțapul. Să iau proțapul de la papul meu, de la cină,
să bag purcelul pe el, să-l fac, să iau cărbun, să fac 1000. Asta e, 1000 de euro anini, asta e căutat, asta găsești. Eu am fost omenos cu tine, prieteni, acum iar să săriți că eu sunt divină. Acum să spuneți să-mi dați dreptate sau să nu-mi dați. Și eu tot merg la el, am fost și aseară, la patroana, la urs, la Georgiana, erau acolo. Am stat la un suc, la cafea, am stat frumos afară, la poartă, la aer curat. Dar diseară, Aline, știi unde sunt? La cumnata mea, la Carolina. A luat e mașo barocul ăsta, capul. De unde? E mașo baba. Capul a luat. Atât a luat papucină. De unde l-a luat? Și de seară sunt acolo invitat să-l fac așa. Cotora, cotora, bucățele, bucățele, bucățele. Și ție nu spuneam, zic, mă, prefăceam că sunt cu depresie, să nu te mai iau cu mine. Îl fac cred așa. Cred că te părăsește și papi, Aline, că s-a împăcat cu baba. Aline, ai pierdut. Tu ți-ai căutat al bucătar. L-a lea baba acum. Te rog să-ți iei al bucătar, că eu n-am fost bun, pe gratis. Lea Carolina. Că toți oamenii zicea și lumea zicea că mă plătești. Dar tu n-ai potineles deloc. Nu potineles gajo, avrii gajo. Adică eu eram român, nu dai nimic la gajo. Eu să nu-mi dai nimic. Așa, Galini, să ții bucătarul ăla, master chef de la Strehaia, și să-l plătineles. Ăla nu vine fără 3 milioane anini. 100 de euro. 100 de euro. Dar să vedem ce gătește bucătarul ăla. Ververițe nu-i gătește. Eu aveam de gând să cumpăr 3 ververițe, să-ți găstesc 3 ververițe, nușchi și galuni. Tu n-ai făcut așa ceva. Și să bei tequila, să balantaiți metaxa. Cu mango. De nu se mai scoală mie aia de lângă tine. Auzi, Alin. Asta e dedicație pentru Alin. Da. Și Mihaela. Nu prinde pe Mihaela să mă îmbăt odată cu ea să facem o chef mare? Am văzut că îi place lui Mihaela. Trebuie să-i cumpăr un pește. Un din ăla. Bă, zi, pește din ăla. Dar de ce nu-i spui lui Alin că te-a angajat Carolina? Nu, deocamdată sunt în practică de seară. Ce, ia-n probă? Mai am probă o seară. Carolina. Că vede Carolina ce omoară. Carolina, cu noaptea mea... Părinte, dă-ne și nouă apă, te rog. Fata lui soacră mea, nu e fata lui soacră mea. E fata lui altcineva. E cumnata mea, spune așa. E cumnata mea, Carolina de Mondiala. Să vezi, scoate și coaste din aia și fac platoua la papi cu cașcaval, cu cârnați, cu pește, cu mastlo, cu roșii, cu cașcaval de ăla, cum face Florin. Cum era? Ce cașcaval pus așa? Îi duc și ei macaroane cu brânză. La cumnata mea îi duc, dacă mă pupă, îi duc. Hai. Are și silicoane, Carolina, alți silicoane, buze, de alea. Deci, dragi prietenii, hai să vă povestesc și despre Carolina. Mai rar cumnată ca asta, prieteni, ne ajută la orice. Când avem nevoie de ea, vine oricând și ne ajută, e dispusă oricând. Pe Florin, Florin e crescut de ea, Florin cu ea stă când plecăm. Florine, dă-ne și un pahar cu apă, dă-ne apă, te rog, pahar, am curcat limba. Deci... Florin mai mult e crescut de ea, prieteni. Tu de ce nu duci de cumnata ta? Stai, mă, nu mai zici nimic? O iubești? Carolina, da, îi mulțumim. O iubești? Nu mai iubesc. De ce? Care din alea în buze, zi? Acciduri. Doar ce nu ai atât. De lui tanti. Mulțumesc. Florina, să nu mănânci înghețata aia toată, că face în gât. Nu mai am de doar cutia mea rămâne. Da, e una întreagă de-a mare. Nu. Prieteni, încheiem acest vlog.
și vă așteptăm diseară la masa noastră cu macaroane și cu ciorbă. Eu, papi, cu depresivă, mă pup pe toți. I love you. Pa, pa.